Salut amicii mei, bine v-am regăsit la un episod din seara noastră de Forza Horizon aici alături de amicii mei și am un mic secret să vă zic, amicul este cam supărat. Salut amice. Salvaticul este în stare bună astăzi, deci îmi place de la început filmările bine, este supărat din prima. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, haideți să am așa un mic cadou pentru voi, să dăm rapid două super Wispin-uri, că le-am primit iarăși ca cadou. Ia să le vedem ce ne rezervă. Sigur? Bravo, amice, bravo. Eu stângăreț, amice. Uite, am primit un Porsche Cayenne, un M5 din 2012 și 30 de K. Și ia să vedem și a doua oară. O groază de bani. Ești talent. Mă, de ce nu mă lasă să văd astea ale mașinii? Iarăși, țeacă, asta este, dar am mai făcut niște bănuți. Astăzi, dragii mei compatrioți, o să facem cursă cu mașini al căror buget este dat de numărul de kilometri al mașinilor noastre. 6, am mai puțin ca amicul. Așa că amicii mei, vreau să spuneți ce kilometri aveți la mașini și voi să dați pe buton de like, să zicem 8K de like-uri chiar acum. Kilometri la ce? La 7. Tu câți kilometri ai, amice, pe la 7-le la berberit? Păi depinde, vrei să zic câți kilometri are 7-le de așa sau câți kilometri are motorul și cutia? În bord, amice, îmi pare rău. Noi vorbim pe lucruri înscrise. În bord, mi se pare că scrie vreo 245.000. 245.000. Așa. Nu sunt sigur, nu mai știu chiar cât are. Și nu prea mă interesează cât are în bord, că știu că motorul și ca să fie treaba mai interesantă, să nu fie avantajați ăia cu mașini mai obosite, o să scădem din 500 de ca, o să scădem din 500 de mii, 200 de mii. Păi atunci am 160 de ca, frate. De mii și amice, tu ai mai rămas cu 255 de mii buget. Mulțumim. Păi da, bă, nu-i deci, deci, cu alte cuvinte, amice, spune așa, ca să nu fiu ăsta, să pot să fiu tryharder nenorocit, că nu mă avantajează pe mine challenge-ul ăsta, exact. Să scădem. Da, de ce? Da, păi, dar pe tine te avantajează cel mai mult, că tu ai cei mai puțin kilometri de aici. Păi, dar stai leșit, că am și cel mai mult în același timp. Unde ai? Că ori eu pun pe Beca, ori pun Ford, ori păi, ar fi, ies un avantaj. Păi, da, dar aia zic, că tu, ca să ieși tu, că ai kilometri puțini, făcuși tu o schemă. Atunci da, facem inversia. Câți kilometri ai tu la Ford? La Ford am vreo, stai un pic, 90 ceva de mii de mile, înseamnă vreo 150 de mii de kilometri pe acolo. Așa, și vrei să ai, să ai buget de 150 de mii sau? Nu, amice, că am pe Beca vreo 300 ceva de mii. A, de ce? Iese bine în orice variantă. Păi, bă, scuză-mă pe mine, frate, am două, ce vrei? Două, de ce care două? Că mergi numai cu ăla cu Ford-ul. Tu de ce n-ai două mașini mai zgârșit, frate? Am una care face cât trei. Ai una care face cât trei. Și să nu te da, deci amicu, deci, deci dacă ai zis că o ai pe Beca, cât ai pe la Beca? 330.000, da? Pișam aș pe tine. Așa. Minus 330.000. Bă, mânca, bă, mânca, buget pe de 170.000. Nu, amice, pui Ford-ul care are 150.000, adică am 350.000. Da, 350.000. Iar eu, care am 100, cât am, amice, 126.000. Deci avem... Bă, da, bă, cum? Nu știu, bă, cum le face el. Scrie pe undeva, gen, în ce perioada anotimpului suntem? 374 no. de mii am eu buget. Bă, da, da, că... Mi se pare că suntem în iarnă, că vă zi zăpadă pe... No, pe amice. Ciliat. Așa că, amice, eu am 255 de mii, tu, amice, ai 200, cât am zis, 250 de mii? Sau cât ai tu? Eu? 260. Bă, stai puțin, că eu greși. De ce mă? Serios? Nu, eu am 374 de mii. Tu, sălbaticule, cât ai? 350 de mii. 350 de mii. Mă, de ce n-apare ăsta? Ia să vedem, băieții. Nu știu. 350 de mii. Ia să vedem ce găsim aici. O să avem, de asemenea, o cursă din trei perspective, așa cum am bine obișnuit. 350 de mii. Opa! 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 Opa, asta rămâne o variantă. Eu am 260 de mii, nu? Da. Îmi sugi? Da. Ok. Început să mă supere stomacul un pic și nu știu dacă e din cauza mea că sunt un băiat frumos sau din alte cauze. Bă, n-am. Eu n-am, eu n-am ce mașină să-mi iau, gata, s-a terminat. Bă, acum amice că ai tăiat variante. Nu, că n-am bani de Lambo. Asta nu... Și ce mașină bună joc. Bă, eu mi-au pe asta, băieți, am văzut-o primul venit, primul servit. Cola fac, cola beau. Bine, eu cât am zis, eu am 370 de mii, aș putea să mă duc mai... Ba, nu, mai unde ce să avea, o iau pe asta, uiți că e frumușică. Atunci când mă enervez. Și o cumpăr nou-nouță de la mama ei. Și când mă spăl. Roșie. Te speli sălbaticule. Băieții, haideți că eu mi-am luat mașina și o să mă bag să o cam modific, amici. Și cât vreau să știu de ce ai scorba?
Nu, nu dai seama ce vorbim. N-are. Dar e o mașină foarte frumoasă. Ce lasă. N-are. Are scor, fii atent, de fabrică 878. Stai, ce? Da. Cum, ce? Stai, cum? O să o facem așa frumos. De fabrică 978? Stai, da. Ce? A, de cât, amice? Stai, amice, dar nu are multe tuninguri văd. Ești lost pe ăla. Tu de știi? Păi, nu știu pe păi, el văzut la buget, Milogu. Bă, amice, eu am doar mașina asta bună aici, n-am ce să fac. Nu, a, deci ca să vezi cât de tryhard o să fie, eu să-i să nu mai iau ce am mai luat. A, micu, sigur, amice, o mașină de s-a mai luat de 7 ori. Vrei să dau 300 și ceva de mii pe o mașină pentru episodul tău de rahat? Eu de câte ori am dat pentru episodul tău? Păi am mai dat și eu, amice, da. Amice, dar el n-are. Unde dracu n-are? Păi am avut bani amândoi fix la fel. 187 de mii. Ce-ai făcut, care, mă, că eu n-am profitat ca nenorocitile. Ce-ai făcut cu banii? Ce-ai făcut cu banii? Mamă, cât de bine arată. Alea, de sărac, ce-ai făcut, mă, cu banii? Pe bune? Ia se schimbă eu jantele astea, că nu prea ce mă amuză, prietenii mei pișați. Aha, că tu ești mai nipișat sau cum. Bă, amice, vezi că mâine te sunăm pe aia, pe cu terenul, să nu uităm. Aoleu, pe bune? Ce bă, de aici, bă, mai sunați, mă, toate panara mea. Na, amice, na. Spor la joc, amice. Amice, bă, amice, de te jur, du-te la psiholog, te rog frumos, du-te. Nu mai scap. Pe bune zic. Că văd că faci din ce în ce mai urât. Nu e adevărat. Unde ne întâlnim? Bă, n-am, pe bune, mă jur, n-am de gust să iau pe aia, amice. Bă, amice, ești nesimțit! Îmi pare rău, frate. Ce? Ia, ce? Nu pot să zic. Amice? Nu pot să zic, n-auzi. Eu am 950 corbeții. Îți asumi toate înjurăturile din comentarii? Bă, dacă n-am bani, ești de bun, am 187 de mii, ce mașină vrei să iau? Toți banii, mă? Da, păi dar trebuie să mai dau și eu niște spinuri. Aaa, scuză-mă că ți le păstrezi tu, nu mă interesează, vin să te prostituezi, nu știu ce faci. Bă, du-te, bă, de aici că nu stau acum, deci, să-mi mașini. Deci, amice, eu am vreo 17 milioane. Așa. Și am cumpărat mașini mai scumpe decât el, cod la cod cu el. Când a fost? Bă, da, amice, dar n-am profitat de hack-ul așa, așa. Ce hack, bă, ești? N-am profitat deloc. Aaa, nu, bă, ce-ai? Unde, bă, odată am făcut ăsta, am luat 10 mașini, dacă am. Haideți pe la festivalul ăla acolo. Bună, cap. Ce vorbim? Amice, Jigod e mai mare ca asta, eu n-am văzut, bă. Păi nu, că noi modific fine tuning-ul. Ia, ce jlo? No, cre, no, no. N-ai cum. N-ai cum, no, no. De ce o refuz? El este descalificat în această cursă. Bă, ce să fiu descalificat? Amice, acum 3 zile și-a luat aceeași mașină, amice. Căcatul ăla de mașină de nici nu știe nimeni cum o cheamă. Hai, bă, 3, din... 2, 1 și... Băi, si, eu ce căcare mașină am? Una bună. Bă, amice, că mă uit în spate, pare că cam stai în loc. Da, păi... deci fă și fă Colossus-ul și poți să ieși afară. Asta, ăla, nu, bagul ăia tu, dar ești cam descalificat. Asta tu știi. Mă, cum să fiu descalificat? Am 320 top speed, ești nebun la cap? Bă, crezi cu 999? Amicu. Cine crezi? În jur, amice, bani de măsa. Amice, de nenorocit. Eu am 980, amice. Ai 999. Am 50 eu. Bă, vezi, ăla e tryhard de rău. Ce cursă e asta? Mâncați aș. Amice, e o jigodie. Și tu ești. Tu ești jigodie. Eu nu sunt amice. Eu am 923, 323, scuze. Top speed. Cum ai vrea să fac golaia cu 323 top speed? Ești nebun la cap? Stai liniștit să-l adică că eu nu cred că iau mai mult de 320. Bă, tu nu știu ce că top speed-ul. Nenorocitul ăsta, nu știu ce comentează. Uite și tu cum îi stă pe stradă, mâncavaș. Da, asta e singurul lucru care se întâmplă pe stradă. Eu am DNF. Bă, legu, mă, tu nu ne jura că tu ce-o alesă-și. Bă, ce-o păi, da, scuze-mă pe mine, bă, ce voi să-mi iau? Amice, păi, dar puteam să-și ia, amice. Ba nu, am luat 150 de mii, a, puteai un curacan. Și ce puteam să-mi iau? Nu-mi luam curacan. Ba da, aveai un curacan. Păi, nu-l găsi. Nu-l găsi. Aveai Aston Martin, nu-l aveai, nu te pare. Hai, că amicul nu se-a făcut prea praf. Nu m-a făcut praf, dar ce este just pe ăla? Care și-a aceeași mașină. Cap. Da, mi s-a făcut din regie că ăla este cam descalificat. Bă, amice, n-am bă nimica, dar ți-ai aceeași mașină, 2 picioare de la rumul. Nu aveam bani, retardatule, ești!
Bă, sunt 50 de mașini acolo! Nu aveam, păi da, voi ești să-mi iau mașină de 50.000! A, păi scuză-mă că el voia mașină că de pe 999, amice. Nu, nu voia mașină de 999, dar nici să plece de la 800 Sport. Da, se nimeri, Adreacu, se nimeri! Deci e mai mult de la 800 Sport. Diferența decât un episodul trecut între mine și voi. Între noi doi nu prea e cine știe ce. Ba, e că tu te faci praf. Aia e diferența și tot ajung. Cine știe ce de la 900? Ai tu nevoie 950? Da. Păi ăsta are 980, dar e diferența da, de... Da, bă, fuge mașina aici, ne mutu și cât de repede accelerează față de mine. Vă zic că aproape m-a făcut, nu știu ce comentează el. Și alul ăla, ia uite-te ce... Păi lasă, bă, a mea stă pe curbe, bă, păi nu are... Îi accelerează e, foarte rapid, doar că nu are S-100 de acum, sau cine știe, că poate și-l băgă. Nu mi-l băga aia, 900, da, 323. Că avem pe dat filmarea lui acolo, pe ce-am așa. Am 323 top speed. Crezi că te bat cu 323? Poate doar dacă dau în tine și te umor. Stălariu, vezi să pierzi, vezi cum faci să pierzi și tu filmarea aia. Păi, cred că o cam... Nu mai miră oricum. Ma, am full filmare, nu mai pot. A, da? Bine, hai că filmez ăsta și am legumă și după aceea plec și eu. Unde pleci? Păi mai știi treaba? A, niște treaba mici. Păi, bă, păi, dar vezi că filmai deja prost. Bine, zic, amicul este cam descalificat. Da, mă, cu ce sunt descalificat că mă ajungi? Bă, pare cu mine că mă faci. Păi dacă te lași, da. Păi nu, dacă mă lasă nebunule, eu nu o să am toți, am 320 și de bun la cap. Cursa asta e mare parte, dacă făceam colosul, să ziceam. Dar făcând golaiul tu, eu n-am top speed deloc, ești nebun, ce-i? Da. Eu pe unde aș putea să merg cu 400, eu o să merg cu 320, ești nebun. Păi și mi se pare foarte corect. Păi și atunci ce comentezi? Chiar trebuia să mai scazi ca pe la vreo, ca pe la vreo 280? Da, da, așa e, așa e, da. Eventual bă, trebuia să nu mai plec de pe loc. Până mă duc pe oaselor, bă, băieți, bă. Ata poate el, da, ești din gură de nenorocit, bă, omul nu poate să înțeleagă. Eu după ce am ieșit aici de curbele mamă, ăștia... Mamă, ce mă concentrez? Nici nu scosei 200. Văd! Deci după ce am ieșit de curbele ăștia, e GG. Mă, că am concentrez, că vreau să te... Dacă nu ești tu handicapat și te faci praf, aia e problema ta. Când luași pe aici, amice? 380. E, na. Și comentezi, mă, mâncați ce comentezi? Păi da, bă, nebunule, dar eu până te ajung. Ia uite, că nici te ajung, ești nebun și o merg pe la cu 380 pe aici. Bă, mai ai jumătate de curs, 3 sferturi de curs, ești nebun la cap. Și până acum fură curbele. Și eu, păi eu ca să te ajung, trebuie să merg cu mare viteză. A, da, scuză-mă pe mine, amice. Am zis că de așa mult mai mare. Neuron de iai. Că merge el cu mare viteză. Păi merg cu mare viteză, prostule, și am riscul de accident mult mai mare. Aici are dreptate, Silaricule. Când ai merge acolo pe drum drept să vezi ce risc de accident care aici. Care drum drept, bă? Cât e un kilometru? Care, bă? E autostrada acolo pe deșert. Ce trebuie cum vorbești prostii? Mamă, bă, dar ce-l ajung, amice, ce-l ajung? Sunt curbe nebunule și mai e și prost. Amice, dacă nu era accelerat atât de repede, n-ai avea treabă, îl faci, dar lui îi accelerează foarte rapid. Accelerează aproape la fel ca a ta. Aproape la fel ca a ta, tu nu vă duci ca aproape un vădă. Eu să-l făcuși. Păi îl făcui, dar cu cât, cu o țără? Nu, el te-l făcu pe tine. Nu m-a făcut, dar era fix în curul meu. Unde eram în curul tău, bă, tâmpit? Era în curul meu, ești nebun la cap. Păi că dădui eu startul, de aia. Nu dăduși tu, dădu-le cu mă. Eu îl dădui, ești uite că deja am ajuns. Da. Bă, tu înseamnă că ești retardat dacă ăla e spatele tău, mâncați, scuză-mă pe mine. Lângă el, păi sunt curbe, bă, nebunule, ce vrei? Păi și tu în curbe îți pierzi neuronii. Îi pierd în că te înjuri iarăși, ești prost. Hai, jură-mă, pișea mai și pe tine să mă duci. Bă, try harder în ordinar, bă, băieți. Bă, ești handicapat, ajunsărăm pe deșert, să vezi acum cum ajungi în stand. Bă, sunt 70 de kilometri diferență între noi, nu-l fi nebun. Zici că am Tesla. Am cuplu instant, ce-ai? Știi cum iau 500? Pariu că până ieșind dincolo de pe autostradă, măi, pariu, dacă nu te faci praf ca prostul. Hai, dar să mă fac praf. Păi dacă nu te faci praf, asta îmi pare rău, nu ține de mine. Da. Așa, să vezi. Dar să nu te lași. Eu, stai, că mă scarpinai și ieșim de pe păi scuză-mă pe mine, că dacă să scarpine la cioacă. Ia uite aici, mă, na, ia uite, ce e aici? Pe aici tu mergi cu 380, eu merg cu 320. Am 304. Bă, tu crezi că asta mi-ajunge instant pe la 380?
Cred că sunt particule, dar atacă prost curbele, că-l văd, că tot nu-i fața mea. Păi nu stă, amice, una e să iei curba cu viteza aluia. Bă, pe aici, uite-te și tu pe unde sunt eu, n-ai cum să nu merg, iei top speed-ul, ce ai că merg drept? Asta mi-o cere pe a noua, dă o morți, ei. Te auzi, mare, și 8 trepte. Păi n-am, am 7. Da, dar tot avem cât să-l ajungem aici. Ia uite, 380, uite, 390. Da, ce puțin, ești nebun la cap. Decă 70 de kilometri diferență, ce reacu mai zumbă? Da, și uite ce l-ajung, mama mea ce l-ajung, bă, păi stai că mai ai drum drept, nebunule. Băi, jigurie. Că nu poți apăsa acum pe ăsta, pe volan. Apasă. Păi nu știu cum mă uit în spate. Păi eu mi-am configurat, îmi pare rău. Și stai un pic, că aici ține de faptul că te făcuși tu praf de 3 ori până acum. Nu m-a făcut praf, bă, el m-a lovit niciodată, da, că ieși o trân de cură, la nu e praf. Da, bă, da, da, ieșiși. Amigos, ieșiși, ieșiși. Uite, am 400 pe aici. A, de cât? Ce? 410 top speed. Uite, bă, dar condusă și bine sălbatic, nu ai ce zice. Păi, amice, ce să nu conduci la, pe la 300 ceva, ia uite. Și până în frâna mea. Da, deci recunoști că... Uite cum accelerează mâncația și... Mă, ce să-mi accelereze, nebunule, că am 320 top speed, normal că le iau imediat. Ce? Da. Bă, n-am văzut, bă, băieți, bă, băieți. Ia uite-l că aproape am ajuns. Că m-am săturat de acești pic. E la maxim 10 secunde în spate. Sunt niște tryharder ordinar toți. Și stai un pic că-ți mai... Numai eu nu sunt tryharder, sunt cel mai bun din echipă. Mă uitam după prostul ăla. Salut, ce faceți? Mă făcui praf. Mă uitam după prostul. Bravo, te ajunge, te-am trecut, gata. Mă ajunge, îți dai seama. Păi ce zise că nu e nici la 10 secunde? Bă, bă, că tu tryharder, eu. Ia uite și... Păi acum l-am știut, amice. Da, amice, da, da. Da, amice, și mai ai top speed, ești de bun multe reportaje de mine și eu nu mă lovi deloc. Păi știu, amice, păi am top speed foarte mare. Păi și să vezi aici pe top speed, că mai vine iar top speed. O veni, da. O veni, dar ce? Hai, bă, mamă, chiar că mai vine top speed aici, ești nebun? Păi vine și vine bine, uite, aici bucata asta o să fie iar numai de top speed. Mai puțin ești două bun, e cel mai bun din echipă. Mai mult de 320 lei. Pe ia ăștia la mondiale, mi-au zis mie, hai. Campionatul mondial de Forza Horizon, hai. Poza, ia uite, na. Acum, Doamne ajută, hai. Acum, Doamne, hai, nebunul meu! Hai, Corleone, hai! Ha, hai, nu mă luași, ă? Nu mă luași pe ce mai ești pe tine. Băi. 370? 380? 390? 400? Câine, mâncați așa! Da. Hai, Porsche, hai! 340, e bine. Voi vă plângeți pișanților, ce sunteți și abia luat 355? Ia zi, amici, cât top speed a avut să-și pe aici? Vreo 400, așa? Cam așa. Cel puțin? Aha, și m-a făcut praf. N-am, bă, ce? Da, nu mai e vina mea. Vreau să-mi mai ocur, minte. Fără... Nu m-a făcut praf, dar ieșind de cur puțin. Da, e și bine. Două controlări, dar n-ai, bă, ce ești nebun, îi stă prea bine, uite și tu mâncață și e lipită. Amice, dacă nu te făceai praf, mă făceai. Nu te făceam. Ba da, mă făceai. Dacă nu te loveai de 5 ori în cursa, în curba asta, mă făceai. Amice, păi asta este... Că n-am top speed. Diferența, că eu ca să te fac, trebuie să intru în curbe, pe dacă viteze foarte mari. Nu, 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 trebuia să te faci praf, aia era. Că dacă tu intri în 5 curbe bine cu viteză mare, dar ieși într-una, e mai rău decât dacă n-ai te intrat deloc în viteză. Da. În alea alte 5. Corect. Are dreptate să-l bat din vreo ăsta opărit și ordinat. Păi, da, mam. Că e opărit, știu eu. Îmi dă doi ăla, n-am tot speed deloc pe golaia. Și pe aici, uite, că sunt curbe într-adevăr, dar merge cu mult mai mult. Nu spune că merge cu 320 cu asta mea pe aici, adică scuză-mă. Păi eu ce zic? Și asta mă accelerează greu. Ia uite-l, că iar m-a ajuns. Păi te-a ajuns, amice, dar uite, aici eu frânai mult. Că nu păi l-a și curba. Eu frânai, stai liniștit că nu l-ai cu 320. Că nu frânai foarte mult, o fi. Și eu frânai până la 160, băieții. Auzi, mă, că cum s-a ursul, șeful. Are făcut, urs? Nu știu. Nu, ursul e prost, îi mutai centrul de greutate aici, băgam aici. N-am. Noroc că evitai copacul ăla. Doar dacă se lovește. Ah! Noroc că evitai copacul ăla. Să mă puneți aici când evitai copacul, domnul editorul. Aici vezi că e drum pe care poți să-l iei.
Sunt curbe într-adevăr, dar sunt și locuri în care poți să le iei cu mai mult de... Păi dacă conduc bine, dar 320. Uite aici, păi da, mersă-i țiplă, dar nu pot, uite, când mă apropii pe de tine, păi da, vine curbă... Iarăși îmi dă durare și boss mesaj. Și mie. Pe ăsta, pe Forza. Și mie. Nu pot să mă apropii de el. Unde nu poți, bă, că eu... De ce mă durare și boss? Da. Bă, eu mă mir că nu-mi luai DNF. Păi nu, famice, nu... Nu fug cum părmăjește ăsta de top speed, sunt două porțiuni de top speed. Hai bă, lasă dacă nici golaia tu nu e de top speed, ce vorbești? Da, amice, dar uite pe aici și pe aici, merg cu 315, eu care încercează... Amice, păi da, amice, dar nu este ca și cum mie mi-ajunge foarte repede la top speed. Mie deja de la 340 îmi crește greu. Eu nu zic că diferența între tine și mine e de 80 de kilometri în continuu. Uitați-vă, uitați-vă. Iei peste tot mai mult de mine. Ați văzut pe asta? Da, bă, băieți. Curbele alea în care eu le luam cu... Că și eu trebuie să frânesc. Amice, nu m-ar fi supărat. Deci îți jur că m-ar fi supărat dacă aveai orice altă mașină cât de 199, dar o luași tot pe aia. Bă, nebunule, dacă n-a avut să ești nebun la cap. Lasă, că în episodul tău de data până la viitoare presimt că o să iau un Apollo, așa. Da? Hai un pic, să vedem ce ăsta facem, amice. Păi mă adaptez eu cumva. Episodul meu, bunjiule. Sai pa.